aș fi de la Profondai cu exercițiu de matematică. Așa, dar începem clasa a patra, a cincea a fost, clasa a patra, și fiindcă tu ai văzut aici fracții de la clasa a cincea, iată că la a cincea acum își reamintesc câteva lucruri de clasa a patra, noi am făcut, suntem avansați la fracții, nu? Le putem da lecții, să spunem așa, pentru că nu numai că am făcut la nivelul la ceea ce se întâmplă în clasa a patra, am făcut lucruri mai avansate. Tu spuneai, Cristina, că ți-a amintit cu ocazia asta ce e o fracție, numărător, numitor, că linia aceea de fracție, linia pusă acolo înseamnă împărțire, da? Deci, când zic 3 pe 4, înseamnă că, nu? Întregul a fost împărțit în 4 și am luat 3 din ele. Da. Numărător ăsta se numește numărător și ăsta de jos se numește numitor. După ce am vorbit despre importanța fracțiilor și că oamenii au avut nevoie de asta, că atunci când te duci să cumperi o pâine, n-ai bani de o pâine, dar ai, să spunem, jumătate pentru jumătate, dăm pâinea în două, nu? Sau când te duci să cumperi, cum spuneam mai devreme, să zicem, ce am zis? Căpșuni, da, și 10 lei kilogram, cum apar la început, tu ai decât 5 lei în buzunar, ce să faci? Ăla spune de 5 lei, da, adică jumătate de kilogram, da? Jumătate de kilogram. Deci nevoile practice ai impus asta. Nu te duci să cumperi, să spunem, de la din târg, să cumperi o oaie și spui, dă-mi jumătate de oaie. Nu se poate așa ceva. Așa că sunt situații când avem nevoie de noțiunea de fracții ca să putem dialoga între noi, dar sunt situații când nu putem, deci trebuie să vorbim de întregi. Deci am mulțimea numele naturale care s-a lucrat până la un moment dat a satisfăcut, dar sunt și situații concrete de care am vorbit mai devreme. Așa că, ca să trebuie să și operăm cu acestea, deci cu unitățile, cu fracțiile, trebuie să cum adunăm două numere. Când zicem 3 plus 4 egal cu 7, da, numere naturale, ar trebui să știu cât face 1 pe 2 plus 1 pe 2. Cât crezi că face, Cristina, 1 pe 2 plus 1 pe 2? 2 pe 4. Adică dacă adune o jumătate de măr și cu o jumătate de măr și lipește acolo, fac un măr întreg. Un măr întreg, unul. Fac două doi. Fac un întreg, ai spus, da? Doi. Doi pe doi. Iar doi pe doi înseamnă unul. Dar doi pe doi a însemnat așa. A însemnat unul plus unul supra doi. Unul plus unul supra doi. Deci tu ai fost tentată să-i aduci și pe ăștia de jos, da. 2 plus 2. Păi, nu s-a dat. Dar știi că, știi ce ar însemna? 1 pe 2, hai să zic așa, hai să da, greșeala asta nu mai faci niciodată, da? 1 pe 2 plus 1 pe 2. Așa mi-a făcut când am povestit eu la bacalaureat. 8 i-am picat în serii, pentru că mi-a zis 1 pe 2 plus 1 pe 2 face 1 plus 1 supra 2 plus 2. Da? Și făcea cât în mintea lor. 2 pe 4, era absolvenț de clasa 12-a și 2 pe 4 înseamnă tot 1 pe 2. Înseamnă tot 1 pe 2, pentru că dacă e părat, tot 1 pe 2. Adică adun jumătate și cu jumătate și tot jumătate îmi dă. Mare prostie. Iar pentru chestia asta, i-am picat, 8 au fost la rând, pe toți am picat, atâta a întrebat. Cât face 1 pe 2 plus 1 pe 2? Înseamnă 2 pe 4. Mulțumesc, folosim liber. Da? Deci așa am picat 8 consecutiv. Spuneam toți, păi are ursul o întrebare și nu te întreabă 1 pe 2 plus 1 pe 2, cât fac și mulțumesc, la revedere. Deci așa ceva nu se mai poate întâmpla niciodată. Păi înțeles că două fracții se adună astfel. Importanța e același numitor. Se scrie numitorul lor și se adună numărătorii între ei. Da. Da? Numărătorii între ei. Notează și asta. Două fracții care au același numitor, se adună astfel. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Ai zis, nu, pardon, se adună astfel. Se scrie numitorul și se adună numărătorii. Se scrie numitorul și se adună numărătorii. Da. Ai o problemă? Uite de acolo, Alice, una tare așa. Da, eu am ales
Adică dintre aia care știu să facem. Deci din aceea mai ușoară. Bine. Hai să discutăm una de aceea. Despre de adunare, așa ar fi, da? Da. Să scrie asta acum și să adună cei de sus. Să vedem ce probleme îi propun ea. Deci, primul număr este 368. Deci primul număr este 368. Al doilea este 6 pe 8 din primul. 6 supra 8 din 368. Da? Iar al treilea, cât 3 pe 4 din al doilea. 3 pătrimi din... Din al doilea, da? Află suma celor trei numere. Adică 1, primul plus al doilea plus al treilea. Egal cu 5. Primul plus al doilea plus al treilea. Deci atenție, nu știm cât, doar pe primul știm. Al doilea este 3 optim din primul. 6 optim din primul. Îți place 6 optim să lucrezi cu el? 6 optim, cu cine ar fi echivalent? Deci 6 optim este același lucru cu... am vorbit mai devreme, da. Putem simplifica. Prin cât? Pe cât se împarte? Prin 2. Și sus și jos. Da. Adică face 3 pe 4. În loc zic de 6 pe 8, mai bine vorbesc de 3 pe 4. Da. Că 6 optim ce ar însemna? Să-l fi împărțit în 3 cu acela în 8 da. Și luăm 6. Da. Mai bine, mai la îndemână mi se împartă în 4 da. Și luăm 3. Adică ne închipuim că 368 ar fi numărul ăsta. Ăsta ar fi 368. 368. Îl împărțim în câte, Daria? În 8. În 4. Da. Că am luat, am luat știi, nu ne plac fracțiile reductibile, ci numai că le ireductibile. Le iubim pe astea, da? Deci împărțim la 4, așa, și luăm din astea câte? 3. Luăm 3. Astea 3. Deci ce facem? Întregul, adică pe tot, 368 îl împărțim la 4 și mulțim cu 3. Da? Împărțim la 4 și rezultatul mulțim cu 3. Cât face? 4 în 3, 6 în 9 și 4 în 8, 2 ori 3 și face 3 ori 2. 276. Deci al doilea este 276. Al doilea, vă zic că 6 obțin din primul. Și am înțeles, că am aflat acum că e 276. Iar al treilea ne zice că e 3 pătrimi din al doilea. Din 276. Deci 3 pătrimi din 276. Adică, Cristina, o să ne închipuim că 276 înseamnă un segment. Da. Deci e un segment pe care îl împărțim în câte? În 4. În 4. Da, în 4. Luăm 3. Și luăm 3. Adică povestea este așa. 276 împărțim la 4 și rezultatul împărțim cu 3. Și este egal cu 4 în 27 din 6 ori 4, 24, 36. Deci, de câte ori? 4 în 36 din 9 ori. 4 în 36 din 9 ori. 69 ori 3. 207. 207, da? 3 ori 9, 27, 3 ori 6, 18, 207. Deci al treilea număr, în loc autorul să ne spune, al treilea număr este 207, el spune, este 3 pătrimi din al doilea, pe care nici nu știam, nici pe ăsta nu știam. Deci ar trebui să aflăm 6 optimi din primul, sau altfel spus, 6 optimi sau... Am spus 3 pătrimi. Ce zice acolo la 2007? Cum? A spus 2776. 2000, cât te trebuia? 276, nu? Da. 276. Amândouă sunt. Deci 276 și unul și celălalt. Da. Vezi?
Deci, 3 pătrimi din cine trebuie făcut? Din? Din al doilea. Din al doilea. Adică din 276 împărțim în 4 și luăm 3, da? Ia să vedem dacă... E și 207. Da, e 207. E mai mic. Aveam impresia că e tot 276, dar m-am uitat de aici. 276 e al doilea și al treilea este 207. Și acum suma lor nu ne rămâne decât 1 plus 2 plus 3, cele 3 numere adunate, egal cu primul, cât este 368, plus 276 și plus 207. Și egal mai departe cu, aflăm cât face. Cât este? 851. Da. Altă problemă, te rog. Steluță? O steluță, da. O gospodină folosește 4 pe 6 din cantitate de cireșe. A, dar asta mai dată, nu? Cred că mai dată. Am făcut-o da, noi, da. Ei. Astea cu steluță sunt făcute. Păcat. Cred că sunt semnate cele care le-am făcut. Ok. Așa. Într-o cutie sunt bile roșii, albe și negre. Bile roșii, albe și negre. Deci avem bile de trei categorii, da? În cutie roșii, albe și negre. Așa. Din total, 3 pe 6 sunt bile roșii. Din total, 3 pe 6, care nu-mi place, cât de fapt îmi place mai mult. Prin 3. Prin 3, adică 1 pe? 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 2 sunt roșii, parcă este, nu? Adică jumătate. Jumătate sunt roșii. Ok. Înseamnă 1 pe 2, jumătate din el, da? 5 pe 8 din rest sunt albe. 5 pe 8 din rest. Adică 5 pe 8 din cine ar veni? Adică 5 pe 8 din 1 pe 2. Din 5, jumătate. Așa, 5 pe 8 din jumătate, nu? Că dacă jumătate sunt roșii, cealaltă jumătate, iată din jumătatea aceea, 5 pe 8 din 1 pe 2 sunt albe. 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 Iar 9 sunt negre. 9 negre, deci 9 sunt negre. Câte bile sunt în cutie? Câte bile sunt în cutie? În segmente. În segmente, sigur că da. Deci ce facem? Reprezentăm totalul de bile printr-un segment. Și împărțim în 4. Deci jumătate, deocamdată. A. Jumătate, Cristina, Cristina și cu Daria. Sunt de care jumătate? Sunt... Astea sunt... Luate. Roșii. 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 Și cealaltă jumătate din ele... 5 pe 8. Deci le împărțim în 8. Din astea, din asta, da. 5 optimi. Trebuie să împărțim... 5 optimi am mai vorbit. Ce înseamnă? Împărțim în 8? În 8. Da? Deci astea sunt cele care le avem la dispoziție. La segmentul ăsta. Îl împărțim în 8, mai ca să-l împart bine în 8, în 2, în 2, în 2 și iarăși fiecare în 2. Deci, da? Practic, o jumătate sunt 8 segmente. Deci jumătatea înseamnă 8 segmente mici. Da? 8 segmente mici. Și noi luăm 5 din ele, da? 5 din ele, 1, 2, 3, 4, 5. Și 9 sunt albe. 9 negre, mă scuze. Și astea sunt cele care rămân. Da? Astea rămân. Deci 3 segmente sunt 9 bile. Deci 3 9 bile înseamnă 3 segmente. Deci 3 segmente egal cu 9 bile. Deci un segment este egal cu 9 împărțit la 3. Deci un singur segment egal cu 9
împărțit la 3 și egal cu 3. Un segment egal cu 3. Da. Și facem 3 ori 5 ca să aflăm câte bile albe sunt. Deci 3 ori 5, că sunt 3, nu? Da. 3 fiecare. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ori 3, 15. Deci 15, 3 ori 5 bile albe egal cu 15 bile albe. Așa. Și apoi facem 3 ori 8 ca să aflăm câte bile roșii sunt. Așa. 3 ori 8, ca să le aflăm pe astea jumătatea, care înseamnă jumătate de aici. Deci 3 ori 8 egal cu 24 bile roșii. Și am aflat. Albele le-am aflat, roșiile le-am aflat și negrele sunt date 9. Da? În total, putem spune câte bile sunt în total. 99, 18. 48, nu? Da. 48 de bine. Care a fost ideea de lucru? Ideea de lucru tot așa, nu? Prin segmente. Sigur că da, o metodă figurativă asta. Da. Dar ne ajută să vedem ce înseamnă jumătatea. Ne ajută să vedem ce înseamnă 5 optimi. 5 optimi din ea, din restul ăsta. Da. L-am împărțit în 8 și am luat 5. Și zice, restul care rămân sunt 9. Dar acest rest înseamnă 3 segmente. Și dacă 3 segmente reprezintă 9 bile, un singur segment înseamnă 3. Fiecare segment de câte 3? 3, 3, 3. Iată 9. Și cu ocazia asta știu și de aici. 3, 3, 3, 3, 3 de 5 ori. 5 ori 3, 15 sunt bile albe. Da. Și 15 și cu 9 face cât? 24. Sunt bile roșii, că însemna ăsta, care înseamnă roșii de aici. Și 24 și cu 24 fac 48 în total. Ori le adunăm pe bucăți, ori înțelegem dacă jumătatea e 24, întregul este de 2 ori. Se face și la 5 segmente? La 5. La clasa 5 se fac numai desene. Nu vorba de să fac segmente. Da, da. Reprezentăm ce ne interesează prin modul al nostru. Al nostru. Dar nu înseamnă că există, să spunem, metoda figurativă fiind plan de mână, fie cu cer, fie cu pătrat, fie cu segmente, fie cu ce este ție la îndemână. Cel mai la îndemână rămâne cu segmente. Da, dar se vede. Da? Foarte clar. Vedem și restul, vedem tot, e ca într-o oglindă. Că practic se vede repede, a fost 8, am luat 5, au rămas 3 segmente. Au rămas 3 optim. Da. Că 5 optim le-am mâncat, le-am consumat. A rămas 3 optim. Te rog. Acum nu e problema. Acum e sub exercițiu. Vrei un exercițiu? Hai. 4 pe 8 din 192. 4 pe 8? Ajungi. 4 pe 8 din 192. Ia să vedem. 4 pe 8 din 192. 4 pe 8 mie nu-mi place. Simplificăm pe asta pe 4 și seamnă 1 pe 2. O jumătate din 192. Pana. O jumătate din 192, înseamnă că 192 împărțim la 2 și luăm una. Deci 192 împărțit la 2, ori 1. Ori 1, că atâta părți luăm, da? Și face cât? 96 ori 1 egal cu 96. Asta e jumătatea. Dar dacă aș fi spus o treime din, sau două treimi din 192. Două treimi din 192. Ce ar fi însemnat, Cristina? Și cu asta te las, că te grăbești. Împărțim 192 la 3 și mulțim cu 2. 192 împărțim la 3 și mulțim cu 2. Și face 6, 12 în 3, 4, ori 2, și face 2 ori 4, 8, 2 ori 6, 128. 128, da? Asta înseamnă. Bun. Da. O să continuăm și altă dată. Am vrut să-ți arăt. N-am încercut să mergem mai tare, dar lucrurile acestea care se fac acum la voi, eu deja le-am făcut și le fac în continuare, mult mai sus. Și antrenamentul făcut de timpuriu te aduce într-o stare de
bună dispoziție. Dar lunea, lunea vine fata aia? Lunea vine, da. Da, vine și da, vine e marți. Da, și nu poate veni marți. Anul vine marți, da. Da, da. Iar Cristina, e... cred că da, Cristina o să vină, să vedem cât, cât mult nu o să mai fie așa, da. Dar o să vină marți la 4 jumate, 5 fără 20, se poate? Așa, da? 4 jumate, 5 20. Și atunci rămânem și legături. Rămânem cu ea și cât da. Reușește da, să da. Facă, atâta reușește da, să da, facă. Da, 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 da. Cu timp o să vină la 4, dacă... Dacă nu vreți să clarifică acolo. Da, până nu se clarifică ce avem noi de rezolvat, de rezolvat în... Da, da, am înțeles. La revedere! Mulțumim din toată inima, doamnă profesor. Dar să mă anunțați, deci la 4 jumate... Da, da, vă sun eu marți. Așa, ca să vă amintiți. Da, cu siguranță. Da, da. Da, mulțumim tare mult. La revedere! Ce făcuți? Am dat așa pagina și ea am scris foarte iar. Aha, aha. Am așa o mare problemă complicată. O pic de înțepat. Nu, am tăiat, așa. Da? Să pupim mama, nu? Da. Așa, să continuăm cu fracții. Dar ea și cu toată partea cu orul și cu legătura. Și din culegerea aia, unde este? Niște probleme, nu? Pe acolo, da? Da, ce faină. Da? Hai, dă-mi, te rog. Prietenii mei, ce problemă, crede-mă, pune-mi șervețul. Dar te mă duc despre. Sina, dacă vrei să aduci și un stic cu apă, dacă... Da, mă duc și cu apă, da. Să-mi zici problema? Probleme exerciții, ce vreți? Un test? Hai, de orice. Orice? Orice. Ceva frumos. Da, da. Și că calculați. Calculați. Da. Las că împărțești 5 ori 5 ori 5. 5 ori 5 ori 5. Împărțit la o linie mare de fracții. Așa. Deschideți paranteză rotundă. Ca numărător. Da. 2 ori 2 ori 5 ori 7. 2 ori 2. 5 ori 7 plus 3 ori 2 ori 2 ori 5 3 ori 2 ori 2 ori 5 închideți paranteza rotundă împărțit la 2 așa împărțit la 5 da totul supra 12 ori 12 împărțit la 12 ori 12 împărțit la 12 împărțit la 2 împărțit la 3 împărțit la 2 împărțit la 3 plus 3 ori 3 ori 2. Tot ori în fracție? Da, sau? Da, nu, 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 sub linia de fracție, acolo. Aha. Tot la numărul. Așa, mică. Plus. Plus 3 ori 3 ori 2. 3 ori 3 ori 2. Minus. 2 ori 2 ori 2 ori 2. 2 ori 2 ori 2. 2 ori 2. De 4 ori? Da. Și acum, în dreptul linie de fracție, ori 4. Și ori 4. Egal. O facem repede, să vedem cum propui. 5 ori 5, 25 ori 5, care ne dă 125. Aha. Scrii. Dar ea n-a scris exact exercițiul. Nu, o să rănit la degețe, nu știu acolo. O să-i fac. Da. 125. I-am zis să pupi mama și a zis o să uitat la mine și acum e supărat că nu pupă mama degețelul. Deci 125 împărțit la... Vorbește Daria. 125 împărțit la... Păi, deschidem paranteza rotundă. Facem... Da, deschidem paranteza rotundă. Facem sus. Calculul la acela, da? Da. Da, ia mai uite-te tu. Poate avem vreo șmecherii deodată, să nu mai pierd eu timp acolo. Păi... Că n-aș vrea să mulțesc pe acolo, să mă... N-am chef. De acolo oricum împărțim la 2 și apoi împărțim la 5. De acord cu asta. Deci o să avem 7. Adică 7. Deci practic o să, acolo împărțim la 2, împărțim da. La 5. Și o să ne, ne rămână 7 și 3. Eu vreau să paranteza să o observi deodată așa, să o spui cât ar face ea. Deci, sigur, sigur. Adică să mă gândesc la o chestie. Da, nu, nu, nu vreau calcul. Nu, nu calculez. Da. Privește așa spre ea.
Păi, în ambele am 2 de 2. Da. Și 5. Păi, factor comun. 2 ori 2 ori 5, scoate factor comun. Sigur că da. Toată bucata asta. Deci 2 ori 2 ori 5, pe lângă. Îmi rămâi din prima. Pe lângă 7 plus 3. Adică ori 10. Da, ori 10. Împărțit la 2, împărțit la 5, apoi jos, 12 ori 12 împărțit la 12, adică 12. Deci ar face un prim 12 aici, da? 12 împărțit la 2, 6. 12 împărțit la 2 și împărțit până la 3. 3 plus 3 ori 3 ori 2, adică 9, 9 ori 18 minus 4 ori 4, 16, adică minus 5. Nu, minus... Ai zis 3, minus 3, minus 3. Faci 3. Da, 3. 3. Deci plus 3, înmulțim cu 4, da? Și cam mai împarte cu... Și este egal cu 125 împărțit la... ...4 ori 50, care e 200. Și 200 împărțit la 2, 100, și 100 împărțit la 5, 20. Nu puteai spui deodată 20? Aia. Pentru că... Ori 10 și împărțit până la 2 și împărțit la 5, ca și mai zici 10 împărțit la 10. 1. Și-a rămas mult atâta. 4, 5, 20. Cred că plus 2 acolo, nu, profesor. Unde? Anumitor. Păi avem 9 ori 2, 18, minus 4, 4, unde 16. Și avem 11. Plus 2? Da, plus, păi, 2, plus 2. 2. Cât aici? 9 ori 2, 16. Da, 2. Deci aici 125. Împărțit la... 125 împărțit la 20 pe... La 20, supra... Supra, 6, 2, 4. Deci... 12 împărțit la 2, 6. 12 împărțit la 2, 6, împărțit pe urmă 6 la 3, 2. Plus 2, 2 4. 4. E supra 4. Ori 4. Ori 4. Și egal cu... Și este egal cu 100... 120 împărțit la 125 împărțit la 125 împărțit la 5. De ce? Ori? Păi 20 împărțit la 4? 4. A, da. Da. Sau 4 simplificat cu 4 pe acolo. Da. Și ori, ori 4, 4, da? 4 care este egal cu 5 ori 125 împărțit la 5. Cât dă? Deci, da. 2. Atenție, executăm în ordinea asta. Nu zicem 5 ori 4. Da, da. E o greșeală. Aici ar fost 20, o greșeală. 25. Da. 25. Capcană. Da. 25. Deci 25. Ori 4? Ori 4. 100. 25. Pe jumătate ghiștiu. Da? Care a fost unul să-ți ai zis? Uităm încă o dată acolo. Deci elevii care... se duceau la muncă concretă, pierdeau mai mult timp, dar dacă ai observat asta cu scoaterea în factor, mărește ritmul. Nu? Ai mărit ritmul. Care pe la 200. Acel rezultat îți dă până la urmă, în cap de discuții, numai că avem viteza mărită. 60, 12 împărțit la 12. Deci, atenție, în ordinea în care apar, facem operațiile. Dar acum, dacă ai un produs împărțit la unul din ei, pe 1 din împart, 12 împărțit la 12 și s-a dat 1 și s-a rămas doar 12. 12 împărțit până la 2 la 6, 6 împărțit la 3 face 2. Da? Da. Important, cu asta am reținut, că executăm în ordinea în care apar operațiile de același nivel. Cu exceptul la durajul la scădere, nu avem problemă acolo. Dar la mulțiri și la împărțiri în ordinea în care apar. Asta este rețea de ideea clară de din existul ăsta. Așa mai departe. Da, dar are câteva dificultăți, dar exerciții de genul ăsta, domnul. Te rog. Suma a două numere, nu, aflați cifrele A, B și C, știind că... Trebuie să aflăm... A, B și C, știind că... A, B, C, un număr, nu să afli numele, numărul. Zice, aflați cifrele A, virgulă B, virgulă C, virgulă... Dacă așa, eu pot să spun și în felul ăsta. Da? Toate numerele de formă asta. Știind că A, B, C barat plus... Cum adică toate numerele de formă aceea? Că? Eu am doar A, B și C.
Bine, hai să spunem. Hai. Virgulă V, virgulă C. Da. Adică dacă punem ABC acolo, cu bară, înseamnă tot cifre. Că e un număr format din trei cifre. Da. Da? Și tot dacă le afli pe ABC, afli numărul acela, da, sau variantele. Deci aflați cifrele ABC știind că ABC barat plus BC ABC barat plus BC barat plus C plus C egal cu 687. 687. 7. Nu vreți să mai lucrez? Da, da. Dar curge așa sânge de nu mai poți opri. Să gândesc. Cred, așa mă gândesc. Ia să vedem. Ia să vedem. Hai, până ai nimic. Gata. S-a trecut, după care să vedeți. Hai. Lasă, nu mai căuta acolo să-ți dea cifre. Deci, uite de el că e problema prea frumoasă. Corect. Da? Deci ABC plus BC plus C egal cu 687. Zi-mi tu cum se pornim. Ce înseamnă ABC bară? Păi, avem acolo 3 C. Nu, nu. ABC așa. Înseamnă 100 A. 100A plus 10B. Așa trebuie. 100 ori A. Da? 100 ori A. Sau 100 A pe scurt. Plus 10 de al de B. Plus C. Plus mai departe de aria. Stau 2 secunde. Plus 10B. Așa. Plus 10B. Plus C. Plus C. Da. Egal cu 687. Echivalent cu. Echivalent cu... 100A, că nu mai e de-al de A. Da. Deci, 100A plus 20B. Deci înseamnă 100A plus 20B plus 3C egal cu 687. Știm că AB și C sunt cifre. Facem că 100A plus 20B egal cu 687 împărțit la 3. 687 împărțit la? La 3C. Păi nu o să împărțit la 3C, că e adunat aici. Ar veni minus 3C. Minus 3C, da. Da? Minus 3C. Da. Atenție. Dar faptul că ne spune că sunt cifre, începem noi o analiză atentă. Și aș vrea să fii atentă că A, B și C fiind cifre, până la 9 au voie să fie A, B și C. Da. Deci dacă luăm 3C, C-ul poate să fie 2. C-ul poate să fie de la cine până unde? De la 0 poate să fie? Până la 3. 0 poate să fie, da. Sigur că da. C-ul poate să fie 0. 0. E aici, la sfârșit, da? Da. Poate să fie 0, 1, 2 și 3. Dar de ce numai 1, 2 și 3? 0, 1, 2 și 3. Pentru că dacă punem mai mult de 3, o să fie 4 ori 3, adică 12. Nu 4 ori 3. Dar 4, dacă pui 4 ori 3, 12, și ce? Nu 10, ce o 13 dincolo. Dar 3 ori cât se facă cu 7? Aici e problema. 3 ori cât se facă cu 7? 9. 3 ori 9. Da? Aici este controlul, Daria. Deci, despre ce? Aici nu-ți dă unități. Aici nu-mi dă unități. De ce? Că e 20 ori ceva, tot cu 0. 100 ori A, tot cu 0. Dar cum eu am nevoie de 7, cifra unităților este 7, numai de aici 3 ori cine să facă 7? Cu cifra unităților? Numai 9. Deci de aici, când am 3 ori C egal cu un număr care se termină cu 7 la sfârșit, chiar putem spune 687, 687, nu, e bine atât, cifra unităților, 7, suntem obligați pe C să luăm egal cu 9 și motivăm. 3 ori 9 egal cu 27. Deci egal cu unități 7. Păi și mergem, și înlocuim, și înlocuim. Dacă C egal cu 9. Te rog să și înlocuim acum. A ori 100. Deci 100. A plus 20 B plus 27
Da? Este egal cu 687. 7. Echivalent cu? Aori 100 plus 20B. A ori, deci 100A. Da, plus 20B. Egal cu? 687 minus 27. Deci A ori 100 plus 20B. Deci 100 A plus 20B egal cu 650. 660. 660. Păi, dacă noi avem 20B, 20 ori cât de 0 nu prea mai e. Păi la unități e rezolvată treaba. Că 20 ori cine, da. 100 ori... La unități... Hai să împărțim totul prin 10, ca să fie și mai deșteaptă treaba. Da? Împărțim totul prin 10. Împarte la 10, hai zice. Toată egalitatea. Deci, a... 10A. 10A. Plus 2B. Plus 2B. Egal cu 66. 66. Chiar mai puteam împărți încă prin ceva. Prin cine mai puteam împărți, Daria? 2. Chiar prin 2, sigur că da. Toată egalitatea. 5A. Totul prin 2. Deci la început puteam vedea să împărțim totul prin 20. N-am văzut. 5 ori A plus 5A B. Plus B. Egal cu 33. Egal cu B3. B-ul 3 obligatoriu. Deci 5A plus 3 egal cu 33. Da. A, A este egal cu 30 împărțit la 5. Da. Deci A egal B egal cu 3, ai spus bine. Egal atunci vine 5A egal cu 30, nu? Că scădem din 30 da. Pe 3, 30. Și atunci A egal cu 6. O variantă. Ia să mai vedem, mai avem vreo variantă încât să meargă? Nu. Deci au cât azi 6. Dacă au ar fi 5. Păi dacă au ar fi 5. 5 ori 5, 25. Și cu cine fac 33? 5 ori 5. Cu 8. Vezi? Mai merge. Da, da. Atunci, da. Acolo ar trebui să fie deci controlul... tot 9. Atenție! Controlul nu trebuie să-l facem după B cu 3 legătura, ci trebuie să facem după A. A poate să fie 7. 7 ori 5, 35, îl depășeam. Deci A-ul, din relația asta, A trebuie să fie mai mic egal decât, mic egal decât 6. Că 7 nu. Și mergem. Odată, A egal chiar cu 6. Așa trebuie adibit. Atunci rezultă. Ai înțeles de ce? Păi deci dacă A-ul ar fost 7, 7 ori 5, 35 depășea posibilități, numărul pe 33 de aici. Deci acum analizați numai la 5A plus B egal cu 33. Eu nu mă mai duc în urmă, nu mă mai interesează. Înțeles? Că toată relația asta a fost redusă aici acum. De dată ce am găsit pe cine? Pe ce egal cu 9. 9. Așa. Și dacă A egal cu 6, vine 5 ori 6 plus B, egal cu 33. Deci B egal cu 3. Deci B egal cu 3. Foarte bine, cum am și găsit și noi. A egal cu 5. A egal cu 5. Realizare. A egal cu 5. Obținem. 5 ori 5, nu? Că nu lucrești pe A cu 5 aici. 5 ori 5 plus B egal cu 33. Echivalent cu 25 plus B este egal cu 33 minus 25. Minus 25, care înseamnă? B este egal cu 13 minus 5, 8. Atât. Da. Deci avem A egal cu 5 și B egal cu 8. Om, ia să vedem, poate aveți și A egal cu 4. Ia să vedem pe A egal cu 4. Hai să vedem. A egal cu 4 rezultă... Că am zis mai mic decât 6. Deci mergem până când vine. 4 ori 4. 4 ori 5. 4 ori 5, da. 4 ori 5 plus B
este egal cu 33. 33. B egal cu? Deci B este egal cu 33 minus 20 și B este egal cu 23. Egal cu 13. Da? B egal cu 13. Poate să fie B 13? Sau e cifra? Nu e bine. Dar nu mai face la prova. Da? Deci B egal cu 13. Este... Păi, cifră. Deci nu poate să fie asta. Deci, cu alte cuvinte, situația asta nu convine. Da, da, asta. Iată variantele care le avem. A egal cu 6. B egal cu... Cât am găsit oare? B egal cu 3. Și C egal cu 9. A egal 6, B egal 3, C egal cu 9. Apoi avem A egal cu 5. B egal cu 8. Cel tot nouă. Da. Cel tot nouă. Astea sunt variantele găsite. Hai să ne mai uităm o dată unde a fost. Vreau să îmi spui momentele importante ale găsițelui. Hai să gustăm din frumusețea găsițelui. Un moment important a fost când noi am notat 100A, 10B. Am transcris pe A, B, C, B, C și C. L-am descompus, nu? În baza 10. L-am descompus în baza 10. Și anume 100A plus 10B plus C plus 10B plus C plus C egal cu 687, da? Da. Asta a fost momentul 1, da? Momentul important. Da. Apoi, al doilea moment trebuie să-l sesizez. Al doilea moment este când am notat, adică am vrut să descoperim mai multe variante, că nu era numai una. Nu, eu cred că al doilea moment important a fost acela în care am controlat după. Am controlat să vedem cât ar putea fi C-ul în funcție de 7. Deci, din funcție de situația care s-a ivit aici. 100 ori A nu aveam unități, cifra unităților ar fost 0. 20 ori B, iar 0. Și atunci 3C dădea cifra unităților. Și ne-am întrebat 3 ori cât să facă cu 7, nu? 3 ori cât. Și da. A mai semnat un genul ăla acolo. Da, de da. E adesea a fost. Am înțeles. Nu știu de ce. Păi e chestie de analiză, ca la care trebuie să fii foarte atent, pentru că greșitul ăsta nu se putea rupe decât de aici, din observația 3C egal cu cifra unităților 7. Adică l-ai încercuit. Da? Numai de aici. După care, din clipa în care nu se pice, a devenit relația asta. Iar relația asta am analizat. Da. Deci relația asta am analizat-o. Da, domnul da. Să închideți, că n-am. Da. Așa, 42, mai facem încă unul, da? Mama, aici am încercuit o problemă. O vedem. Dar zice să mai facem unul de ăsta care am făcut adineaua. Hai. Păi cred că e același lucru, nu? Da. Că a zis că sunt aproape la fel. Să vedem. Vezi că de astea fug, deci. Și apoi, domn profesor, știți la ce nu prea îmi dă mie rezultat? Adică nu că nu-mi dă, adică mă mai încurc cât de cât. Da, deci nu te îngrămădești să faci. Mă încurc la... Da, nu mă îngrămădești deloc să le fac. Când am un exercițiu, mai lung așa, și am cunoscut Daniel. Practic mă dau peste cap și nu știu cum să fac. Și am găsit aici unul. Bun. Adică nu e nici greu, dar nici ușor. Deci când e necunoscută pe acolo, pe undeva, da. Și nu ți este la îndemână, nu ai așa o viziune clară asupra da. Greșitului. Bun. Putem spune și așa. Așa. Să vedem exercițiul care mi l-a pus mânca. Sunt camis cu 5 culegeri pe masă, păi, mă uit în una. Avem de unde alege, nu? Da. Avem. Determină numărul de 3 cifre, deci A, B, C, în care A este cifra sutelor, B este cifra zecilor, C este cifra unităților. A e cifra sut, B e cifra zecilor și C. Iar, oh my God, ajută-mă, Doamne. A plus 1 într-o paranteză, domn profesor. Da. Deci avem o condiție dată. A plus 1. A plus 1 în paranteză. Ori. B plus 2 în paranteză.
Da. A, deci B este, este practic B. A, nu mă gândeam că să... Dăm condiția ca să terminăm. Deci A este plus... egal cu... A plus 1 ori B plus 2 egal cu... 15. Bun. Așa. Și mai, ne mai dă aici că C ori A plus 1 paranteză... Da. Este egal cu 3. C ori A plus 1 egal cu... Nu, bunică. Bun. Doar asta ne dă. Interesantă problemă. Hai să vedem, să analizăm. Știi bine când ne aflăm în fața unui exercițiu, prima chestiune care... Să vedem. Deci avem A plus 1 ori B plus 2. Egal cu 15. Da. Păi, dacă ne gândim, putem să scriem A ori 100 plus 1. De ce zici așa ori 100 plus 1? Pentru că ai cifra sutără. Nu, ai cifră. Ai cifră, da. Dacă e cifră, e până la 9. Da. Așa ne gândim. Toate sunt până la 9. Și B-ul tot până la 9, da? Da. Bine. Pot eu să scriu pe tablă când dumneavoastră vă puneți apă? Ia să scrie, te rog. Gândește-te ca la mulțiri să facă 15. Poate aici e miezul problemei. Da. Păi așa mă gândesc. Cât ori cât se facă 15? Că acolo e mulțirea. Dacă le eliminăm pe 3. De ce? Pentru că ne spune. Deci facem... Fără să-ți mai bați capul. Nu. Nu au 100. Nu. Numai A care e până în 9. Numai A? Atâta. Deci dacă punem A plus 1, deci A trebuie să fie mai mic decât 9. Așa trebuie să ne gândim. Nu au 100. Nu mă interesează. Deci nu mă interesează că e cifra sutelor care 10. Nu am nicio legătură. Deci A trebuie să fie mai mic decât 9. Ne-am pus asta. B-ul și C-ul. Toate și B mai... trebuie să, mai fie, să fie mai mic decât 8. Pentru că e B plus 2. B mai mic decât 8. Chiar până la 7 cel mult. Da. Da? 7, inclusiv 7. Da, așa, 8 plus 2, 10. Deci din ce ai aici, spune A plus 1 mai mic egal decât 9. Ia să vezi, A plus 1 mai mic egal decât 9. Adică înseamnă că au... A plus 1, adică plus 1, ăla poate să dea 9. Așa. Adică poate A va fi 8. Cu adică echivalent, da. Că A mai mic egal, A mai mic egal decât 8. Da, așa. Deci 8, A-ul poate să ducă până, până la 8. Da. Despre cealaltă te rog să vorbești B plus 2. B plus 2 mai mic sau egal decât 9. Așa. Adică același lucru ca da. Rezultă că B este mai mic sau egal decât 7. Exact. B mai mic egal decât 7. Așa. Și acum ne imaginăm. Dacă avem 8 plus 9. Nu 8 plus 9. A, 8 plus 1. Mă scuzați. Adică a, avem, maxim, da? Că ai, dacă spunem că ai 8 și 8 plus 1, 9. No. Și 9 ori, dacă 7, 9 ori 9, nu ne poate, da? 15. Nu e posibil, da? Dar dacă facem 15 minus 3, minus 3, adică 3 ăla, și punem... Dar de ce să scoați pe minus 3 ăla? Eu nu înțeleg. Mă gândeam că pot să dau număr, adică pot să găsesc numărul. Eu mă gândesc așa, cât ori, cât să facă 15, mai degrabă pornesc de aici. 5 ori 3. Deci, echivalent acolo. Ajung. Echivalent cu scrierea. A plus 1 pe lângă B plus 2. Într-o paranteză, da? Exact cum a fost scris acolo. Dacă paranteza este acolo, deci A plus 1 pe lângă B plus 2 să fie egal cu? 3 ori 5. 3 ori 5. Acum du-te în bancă și... Sau 5 ori 3, nu mai contează. Păi eu, 5 sau 5 ori 3, corect. Nu, ce frică. Da, ți-e frică? Da. Practic, mă iau mai ceapa pe tine. Vrem să o termina căldura. Aha, să termina căldura. Ia să vezi. Deci, poate îți dă drum mai târziu, că sunt câte 18 grade. Poate pornește, să zicem. Deci, iată, vreau să...
Deci A plus 1 pe lângă B plus 2 egal cu 3 ori 5. Da. Ce te face pe tine? Cum pornești de aici ghesițiu? Stați două secunde, profesor. Da. Of. Deci A plus 1 egal cu 3 plus 5. A plus 1 pe lângă B plus 2 egal cu 3 ori 5. Păi, pot să mă gândesc la... adică nu e greșit să spun că A egal cu 3. A egal că... Nu aia, A plus 1 egal cu 3. Așa. Deci, nu e greșit să spun, pentru că nu se poate. De aici se poate întâmpla așa. A plus 1 să facă 3. A plus 1 să facă 3 și B plus 2 să fie egal cu 5. Sau... ar putea să fie și ce situație? A plus 1 egal cu 5. Așa, A plus 1 egal cu 5. B plus 2 egal cu 3. Și B plus 2 și B plus 2 egal cu 3. Da. Deci, hai, domn profesor, practic, o să avem două numere. Două situații. Două situații, da. Pentru că nu sunt altele. Da? Deci cazul 1 și cazul 2. Ar mai fost și 1 ori 15. La înmulțire 1 ori 15. Dar nu putem... trebuie să fie cifră și B plus 2 să facă 15 sau 8. Da, A plus 1 normal nu face A cu B plus 2. Da, da, bine. Așa. Păi, și deci, în prima situație. Din prima, spunem A egal cu... A este egal cu 2. Și B egal cu 3. Da. Și sau, în a doua situație. Sau în a doua situație. Spunem că A egal cu 4. Da. Și B egal cu 1. B egal cu 1. Deci, vedeți că acum am observat. Nu, nu iau să dar mai aveam o condiție. Că cel pe lângă plus 1 trebuie să facă 3. Deci ce egal 1? De acolo așa. Te rog să te duci. Domn profesor, uitați da? Că e greșit ce am făcut. Nu cred. De ce? Uitați de ce. Pentru că ce? Pe lângă A plus 1 egal cu 3. Deci asta să nu mai văd în fața ochilor. Că așa nu-i bună. Nu-i bună, așa, e corect. Să nu ne vadă lumea, domn profesor. Nu, că acum îi eliminăm după ce facem analiza asta. Că noi am discutat mai în baza primei. Da. Dar sunt două situații. Da. Iar în condițiile în care avem ce pe lângă A plus 1 egal cu 3, eliminăm atunci... pe asta. Deci analizăm cazul întâi. Da. Ce, te rog să scrii ce ori. A plus 1, adică 2 plus 1, 2 plus 1 egal cu 3, echivalent, cum aș spune, că C ori 3 egal cu 3. Egal cu 3. Deci C este egal cu 1. Perfect, mi-mi place. Deci numărul nostru... O secundă. Hai să analizăm și cazul 2. A, și cazul 2. Cazul 2 ar fi așa. Că C este lângă pe lângă 4, ca 4 să punem... plus 1. 4 plus 1? Da? Că e 4 plus 1. Auzi dacă e 4? 4 așa, plus 1. Da. Echivalent cu C este ori egal 5 cu... egal cu 3. Imposibil. Imposibil, da. Și de ce eliminăm? Deci, ne-am dat seama mai devreme, dar noi acum am și scris, asta nu se poate. E, păi dacă am lucrat mai întâi pe și prima... Și acum numărul adică, care este? Numărul nostru este... Păi dacă... Deci 200... Au doi, da? 200. Deci A, B, C este egal cu 200. 31. 31. Uitați că sunt și numere. Așa, 1, 2, 3. Și am oprit ieșițiu, am rezolvat. Daria, vreau să nu plecăm la ieșițiu. Important. Să noi plecăm să vedem ce a fost. Pentru important. Că, deci, am descoperit că este important să nu lucrez mai întâi pe partea, adică, mi s-a părut acum important, dar am spus, am descoperit că... Esențialul reține. Esențial. Cât ori, cât să facă 15? A, da. Păi A plus 1, adică 3 ori 5. Practic, tu ai avut așa. Ce două numere înmulțite fac 15? 5 ori 3. Ăsta e mezul problemei. Da. Dacă ne prindim, plecăm. Și dacă tu nu poți, poți spune... Și atunci sunt cele două variante. Fie primul, 3 cu 5, 5 cu 3, da? Le-am analizat. Ne-am găsit valorile A și B, dar ne-am mai întrebat pe ce, cum l-am găsit. Ne ducem la condiția aceea și unul, în caz, mă duce la C egal cu 1 și la altul mă duce la nimic. Da. Da? Bun. Hai să oprim și să dăm la drumul la cealaltă Următoarea parte, problemă? La cealaltă parte a lecției. Dă să găsim până.